Locuitorii din Deda beneficiază de acum de serviciile Centrului pentru Asistență Comunitară, proiect realizat în parteneriat de Primăria Comunei Deda și Consiliul Județean Mureș. Inaugurarea a avut loc vineri, 16 martie. Acesta este cel de-al patrulea asemenea centru din județ, potrivit oficialilor care au participat la eveniment. Primarul Comunei Deda, Lucreția Cadar, a declarat că sediul a fost amenajat în clădirea Centrului Medico-Social, iar personalul angajat este format din 3 asistenți comunitari și un mediator sanitar. Edilul spune că au fost amenajate spații în fiecare sat arondat Comunei Deda. În acestea pot fi găsiți asistenți comunitari care lucrează în colaborare cu medicii, fac tratamentele necesare pentru copii, pentru femeile gravide și chiar anunță anumite situații pe care medicii le-au de comunicat pe teren. Primarul din Deda a precizat că există câte un spațiu în Pietriș și Filea, unde își desfășoară activitatea și asistentul comunitar aflat la dispoziția cetățenilor. Aici se găsește de acum și un mediator sanitar pentru romi, iar la Bistra Mureșului urmează să se înființeze un post de asistent comunitar.